Război Împărați, capitolul 13, versetul 14, pagina 404. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei a zis: Ia un arc și săgeți. Și-a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: Încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis: Trage. Și a tras. Elisei a zis: Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la afect până îi vei nimici. Elisei a mai zis: Ia săgeți. Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: Trebuia să lovești de 5 sau de 6 ori. Atunci ai fi bătut pe sirien până i-ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. Amin. Doamne, mulțumim că Tu ești biruința noastră. Mulțumim că Tu ești nădejdea noastră. Mulțumim că Tu ești viața noastră. Te rugăm în următoarele minute, vorbește-ne. Mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat până acum. Mulțumim că ești Dumnezeul care vrea să răspundă rugăciunilor. Mulțumim că îți place să răspunzi rugăciunilor și mulțumim că îți place atunci când îndrăznim să șerim lucruri importante. Să te rugăm, Duhule Sfânt, în numele Domnului Iisus, vorbește-ne, vindecă-ne, scoate-ne din depresie, transformă-ne viața și dă-ne direcție, Doamne, ca în anul în care am pornit, anul în care am pășit și este atât de crud și atât de proaspăt, ajută-ne să-ți devenim plăcuți. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați. Slujba de astăzi este specială. Categoric este foarte specială din 2 motive. Suntem la masa Domnului și este prima zi din an. Știți că Domnul Iisus Hristos în Matei 6:33 face o afirmație remarcabilă, face o declarație remarcabilă, care ne atrage atenția și spune: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate aceste lucruri vi le dau pe deasupra. Amin. Suntem în prima zi a anului și Domnul Iisus spune: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Amin. În 1 ianuarie, Iisus Hristos spune: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Doamne, ajută-ne! Dacă suntem deștepți și suntem înțelepți pe deasupra, vom căuta mai întâi, înainte de orice, vom căuta să împlinim cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această seară la masa Domnului un mesaj pe care îl consider foarte special și l-am numit lecția săgeților. Pasajul acesta pe care l-am citit adineauri este destul de cunoscut de unii dintre noi, este foarte necunoscut de alții dintre noi, însă pentru cei ce îl cunoaște și pentru cei ce nu îl cunoașteți, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Elisei a fost un proroc foarte cunoscut în Vechiul Testament, a fost un ucenic al prorocului Ilie. Și la moartea, la înălțarea lui Ilie la cer, Elisei a zis: Să vină peste mine Duhul tău întoit. Și Ilie a zis: Greu lucru cer, dar dacă mă vezi când sunt răpit la cer, se va face. Și Elisei începe să-l urmărească pe Ilie și îl urmărește pe Ilie și la un moment dat o caleașcă din asta de foc vine și răpește pe Ilie. Și din caleașca aceea, carul acela de foc, Ilie își aruncă mantaua. Și într-adevăr, Ilie a făcut 7 minuni, Elisei
ucenicul lui face 14 minuni. Ilie n-a murit. Ilie a fost răpit la cer într-un mod supranatural, însă Elisei moare. Și cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul pe care l-am citit, ne aduce în momentul acela când Elisei își trăia ultimile zile din viața lui și s-a îmbolnăvit și împăratul lui Israel vine și îl vizitează pe Elisei, care era mare proroc în Israel, Ioas este numele împăratului lui Israel. Și Elisei, pe patul de moarte fiind, vrea să-i dea o ultimă binecuvântare lui Ioas și zice, ia săgeți. Și o să ia săgeți. Și spune acum, înfige-le în pământ. Și o să ia săgeți și ia o săgeată și lovește cu ea de 3 ori în pământ și se oprește. Și omul lui Dumnezeu, Elisei, îi spune lui Ioas, acolo pe patul de moarte, Elisei se enervează pe patul de moarte și spune, nu trebuia să te oprești, trebuia să continui să lovești de 5 sau de 6 ori, că atunci ai fi nimicit în totalitate pe sirieni. Lecția săgeților. Există în Biblie textul acesta foarte ciudat, dar și foarte important. El are o conotație care ne atrage atenția la toți la începutul acestui an. Lecția săgeților, frați și surori și domnilor și domnilor, este o lecție a biruinței. Noi nu știm ce ne aduce anul 2012. Însă vă dau o veste bună. Dacă vom fi de partea lui Dumnezeu și dacă vom sta sub autoritatea lui Dumnezeu, vom fi biruitori. Nu știm ce se va întâmpla cu Europa, cu America, cu Asia în anul acesta. Nu știm ce se va întâmpla pe 21 decembrie 2012. Habar n-avem. Însă știm un lucru. Dacă trecem de partea lui Iisus Hristos, suntem de partea biruitorilor. Ori Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi, în viața noastră spirituală și materială, să fim biruitori. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știați că viața este o luptă. Viața este o luptă. Fiecare dintre noi, într-un fel sau într-altul, când ne naștem în viață, începem o luptă. Începem o luptă. Începem o luptă de supraviețuire și prin Harul lui Dumnezeu, iată că toți care suntem aici în această seară am supraviețuit. Slavă lui Dumnezeu! Însă Biblia ne învață că viața este o luptă. Însă secretul în viață, frați și surori, nu-i să câștigi doar 3 lupte, ci secretul în viață este să câștigi 6 lupte. Așa i-a spus Elisei lui Ioas, nu trebuia să te oprești la 3. Trebuia să lovești cu săgeata de 5 sau 6 ori în pământ și atunci i-ai fi nimicit pe toți dușmanii tăi. Unii dintre noi facem marea greșeală că credem în Dumnezeu pe jumătate. Alții facem o altă greșeală, la fel de mare, că ne supunem lui Dumnezeu doar 50%. Dacă vrem să câștigăm războiul, trebuie să învățăm să ne supunem lui Dumnezeu 100%. Amin. Amin. Alo, amin. Amin. Una dintre marile greșeli pe care le facem în pocăință, în creștinism, este că noi ascultăm de Dumnezeu și chiar ne place cuvântul lui Dumnezeu și iubim pe Dumnezeu, însă nu facem tot ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos. La nunta din Cana, Domnul Maria a zis slugilor și slujnicilor de acolo, adică ospătarilor, chelnerilor, să faceți tot ce vă va zice Iisus. Problema cu care ne confruntăm astăzi în viața spirituală este că facem ceva din ce zice Iisus, dar nu facem tot. Și aici intervine eșecul spiritual. Dacă facem doar unele din poruncile pe care Domnul ni le-a dat, doar pe alea le împlinim și nu le împlinim pe toate, greșim. Și ne așteaptă eșecul. Secretul, repet, nu este să câștigi doar 3 lupte, ci să câștigi 6 lupte. Luptele duse până la capăt, fraților, ne asigură victoria finală. Ne asigură victoria și câștigarea războiului. Ceea ce îmi place mie la Elisei, care era muribund, era bătrân și muribund, Biblia spune că pe Elisei, în ultimele zile din viața lui, îl interesa victoria. Îl interesa ca Ioas și poporul lui Dumnezeu, pe care Ioas îl conducea,
Să nu fie sub călcâiul sirienilor. Să nu fie robi, ci să fie biruitori. Și în ultimele momente din viața lui, pe când era moribund, omul acesta îl dorea pe Ioas un împărat pasionat. Ei, suntem la începutul unui an nou. Și ceea ce vreau să vă spun și ceea ce cred că Dumnezeu vrea să vă spună prin mine în această seară, este că trebuie să învățăm că luptele lui Dumnezeu trebuie să le ducem până la capăt, dar nu oricum. Luptele lui Dumnezeu trebuie să le ducem până la capăt cu pasiune. Cu entuziasm. Cu râvnă. Și o să vedeți de ce vă spun lucrul acesta și de ce este fundamental. Domnul Iisus Hristos și-a dus lupta până la capăt cu bucurie. Amin. Pe Iisus Hristos nimeni nu l-a obligat să se ducă pe cruce și să se lase biruit pe cruce. Și vorba lui Simon Wells, asta a fost o creștină evreică care a fost înrourată de harul lui Iisus Hristos și a spus: O, Hristoase, Hristoase, nu piroanele te țineau pe cruce, ci dragostea pentru noi te ținea pe cruce. Iisus Hristos și-a dus luptele până la capăt, până la moarte, până la înviere și până la înălțare. Apostolul Pavel la un moment dat în Timotei, spune în 2 Timotei, zice așa: M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința și mai zice ceva. Am sfârșit alergarea. În alte cuvinte, Pavel s-a uitat la el și ăsta era în închisoare, era pe finalul vieții lui, că l-a omorât ăia. Dar a avut îndrăzneala și demnitatea și responsabilitatea serioasă și le spune: am luptat lupta cea bună. Domnilor, viața creștină este o luptă. Noi din 1 ianuarie 2012, să știți că am început o altă luptă. S-a sfârșit o luptă, dar am început o altă luptă. Amin. Amin. Dacă uităm, adevărul acesta ne-a încurcat. Apostolul Pavel spune: am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Viața este o luptă, însă Dumnezeu ne cere să fim biruitori în lupta aceasta sau în luptele acestea. Vreau să rețineți un adevăr foarte important. Există situații în viață când credința și perseverența nu numai că îți determină victoria, dar îți determină și măsura victoriei tale. Știți ce a făcut Ioas? A lovit de 3 ori cu săgeata. Când trebuia să meargă până la 5 sau la 6 ori ca să câștige tot războiul și să nimicească. Există situații în viață când credința plus perseverența plus pasiunea noastră nu numai că ne determină victoria, dar și măsura victoriei tale. Vreau să vă pun o întrebare. Ce nevoie ai? Mi-a plăcut foarte mult cuvântul de la rugăciune prin fratele Cătălin. Fraților, suntem la început de an. Ce nevoie avem în anul 2012? Ce nevoie ai? Ce te frământă pe tine? Care este problema ta? Ce cer lui Dumnezeu să facă pentru tine? Ce cer tu lui Dumnezeu să facă pentru tine la începutul lui 2012? Îi cer să mântuiască o persoană pe care iubește? Dacă da, slavă Domnului. Cer să-ți dea bani mai mulți? Dacă da, ești băiat deștept. Că Dumnezeu e bogat, știi? Și pe deasupra dă și bonus. Slăvit să fie Domnul. A zis Domnul Iisus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte, casă, masă, nevastă, mașină, bani pentru motorină și benzină, deci îmi le dau bonus pe deasupra. Da? Și câte excursii. Bonus. Bonus. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de generozitate, slăvit să fie numele. Însă, ce-i cer tu lui Dumnezeu anul ăsta? Ce-i cer lui Dumnezeu să facă, să-ți dea bani mai mulți? Foarte bine. Să te ajute să te lași de un viciu rău. Să te ajute să te lași de o adicție, de droguri, de pornografie, de răsfrătire, de cuvinte urâte, de spune la gură. Ce-i cer lui Dumnezeu să-ți facă? Să reușești în carieră? Și asta este un lucru foarte bun. Doamne ajută!
Și vă zic că dacă suntem pocăiți, trebuie să fim nu mediocri, ci excelenți. Putea să ziceți amin mai mulți. Amin. Amin. Vă dau un sfat foarte serios. Vă rog să-l scrieți undeva în mintea dumneavoastră. Află ce ți-a promis Dumnezeu în cuvântul Său și folosește aceste promisiuni ca pe niște săgeți. Țintește asupra celor promisiuni din cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți le-a dat și ție. Țintește cu săgețile asupra problemelor tale, trage și continuă să tragi până când Dumnezeu va acționa. Amin. Amin. Ai curaj să faci mai mult decât a făcut Ioas. Și Dumnezeu îți va da biruința asupra tuturor temerilor și dușmanilor tăi. Amin. Amin. Dumnezeu îți va da biruința asupra tuturor slăbiciunilor tale, pentru că Dumnezeu va acționa. În această seară, de fapt și de drept, prin lecția săgeților, aș vrea să învățăm o altă lecție despre care vorbesc săgețile acestea ale lui Ioaș și ale lui Elisei. Cum alegi să trăiești viața? Rutinat sau pasionat? Asta este o întrebare foarte importantă, o întrebare superbă, o întrebare vitală pentru fiecare dintre noi. Cum alegi să trăiești din 1 ianuarie 2012 încolo? Majoritatea dintre cei ce suntem aici în această seară suntem tineri. Aleluia! Mulțumesc de încurajare! Doamne, serios! Majoritatea dintre cei ce suntem aici suntem tineri. Doamne, întinerește-ți biserica! Am spus că am primit un răvaș, o urare din partea unui pastor, prieten cu mine, m-a sunat și mi-a zis în 2012, păstorul cel mare și bun să-ți înmulțească turma și să-ți crească simbria. Ei, ce mi-a plăcut! Ce mi-a plăcut! Însă, fraților, cum ne trăim viața? Rutinați sau pasionați? Categoric în viață există rutină. Categoric în viață există rutină. Trebuie să mănânc. Trebuie să mă mai și spăl. Trebuie să mă spăl pe dinți. Trebuie să fac aia, să fac aia. Categoric există în viață o rutină. Însă ne întoarcem înapoi la lecția săgeților. Prin lecția aceasta din 2 Împărați, capitolul 13, Dumnezeu, adică Duhul lui Dumnezeu, ne învață un amănunt, un detaliu fundamental pentru viața celor ce doresc să fie biruitor. Trăiește cu pasiune. Nu cu plictiseală. Trăiește cu pasiune. Știți care a fost problema lui Ioas? A lovit doar de 3 ori. În loc să lovească de 5 sau de 6 ori. Era lipsit de pasiune. Avea el ceva, dar nu era suficient și prorocul Elisei, muribund, ăsta era pasionat și în ultimile momente ale vieții lui, muribundul de Elisei, dar un proroc al lui Dumnezeu, puternic în fapte și în cuvinte, se mânie acolo și spune, nu trebuia să te oprești la 3, trebuia să lovești de 5 sau de 6 ori și ai fi biruit total. Însă Ioas, rutinat, obosit, s-a oprit doar la o lovire de 3 ori. Fii pasionat, fii entuziast. Am făcut un mic studiu zilele trecute despre entuziasm. Și auziți etimologic de unde vine cuvântul acesta? Vine din grecescul enteos. Este entuziasm în original, în grecescul enteos. En înseamnă în sau înăuntru. Iar teos înseamnă Dumnezeu. Și auziți ce înseamnă entuziasm. Entuziasm înseamnă plin de Dumnezeu. Entuziasm înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în tine. En înseamnă în sau înăuntru. Și teos Dumnezeu. Și înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în tine. Vreți o altă traducere? Mai ciudată. Să fii posedat de Dumnezeu. Asta înseamnă entuziasm. Entuziasm. Când am descoperit lucrul acesta, tare mi-a plăcut. Când ești entuziast, ești plin de Dumnezeu. Când ești plictisit, ești fraier. Când ești entuziast, însă, ești plin de Dumnezeu. Ești posedat.
posedat de Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în tine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și nu suntem un entuziast să ai mare interes sau mare încântare pentru anume cauză. Asta înseamnă entuziasm. În alte cuvinte, îl aduc înapoi etimologic la rădăcina cuvântului, înseamnă să fii posedat de Dumnezeu, să fii plin de Dumnezeu, să-L ai pe Dumnezeu în ființa ta. Elisei a fost un om entuziast chiar și când murea. Doamne, ajută-ne să învățăm de la Elisei. Iar Ioasca era în putere, îi lipsea entuziasmul. Încât pe muribund, pe prorocul lui Dumnezeu, pe Elisei, l-a enervat Ioas cu lipsa lui de entuziasm. Și acolo pe patul de moarte spune, trebuia să lovești de 5 sau de 6 ori. Bă! Și atunci i-ai fi biruit de tot. Dar asta a lovit doar de 3 ori. Tocmai pentru că îi lipsea entuziasmul. David împăratul, vă dau un alt exemplu de om entuziast. Când s-a închinat și a dus chivotul lui Dumnezeu de la Filisteen și formă de la graniță l-a dus la Ierusalim. Și și-a făcut dar. A adus toată oastea și pe toți leviții. Și pentru că îl aducea, chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu. Îl aducea pe Dumnezeu de la sat în capitală. În Ierusalim. Știți însă cum îl aducea pe chivot? Cum aducea David chivotul? În ritm de cântare, în cântare și el și ce făcea? Dansa. Juca. Biblia spune, traducerea veche, juca. Traducerea modernă este David dansa. Însă știți cum a dansat ăsta? Era tot transpirat. Am stat și m-am gândit când a fost ultima oară când noi am transpirat închinându-ne lui Dumnezeu. Nu răspundeți bugetare? Să vă oprem lipsiți de entuziasm? Însă știți ce înseamnă închinare? Știți ce înseamnă închinare adevărată? Înseamnă să fii pasionat după Dumnezeu. Închinarea adevărată înseamnă să transpiri de dragul lui Dumnezeu când te închini, când îi cânti lui Dumnezeu, să faci totul cu pasiune. Vă mai dau un exemplu de pasiune, de entuziasm. De pasiune, entuziasm, pasiune. Văduva săracă din Luca 18, Noul Testament, a țintit și a tras cu atâtea săgeți asupra judecătorului netrept, știi? Că s-a dus la judecătorul ăsta, spuneam azi dimineață și ăsta, parcă era român. Mă rog, nu mai sunt acum, au fost. Aștepta mită să-i dea câștig de cauză. Să-i dea, eu știu, vreo 5.000 de euro și rezolvăm. Așa mergea într-o vreme, acum nu mai merge. Amin. Și ăsta n-a vrut să-i facă dreptate, pentru că asta n-avea bani. Și ce a făcut femeia asta? Deșteaptă văduva aia. Băi, poți să fii văduvă, dar poți să fii foarte deșteaptă, să fii văduv și să fii foarte deștept. Și ce a făcut? Și-a luat săgeți. Arcul, săgețile, și-a început să tragă asupra judecătorului drept. Și în fiecare zi se ducea la ușa lui. În fiecare zi se ducea la ușa lui. Pe vremea aia nu erau bodyguard și poliție se dețin la distanță. Și se ducea la ușa lui și îl bătea la cap și spunea, te rog, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Atât de multe săgeți a tras asupra judecătorului drept, încât judecătorul a cedat. Și a spus, din cauza insistenței ei supărătoare. Ce înseamnă aia? Pasiune. Ce înseamnă aia? Entuziasm pentru o anume cauză. Ce înseamnă aia? Insistență, persistență. Doamne, dă-ne-o tuturor! Atât de mult femeia aceea a tras cu săgeți asupra judecătorului nedrept, încât i-a tras atenția judecătorului și încă ceva. Inclusiv lui Iisus Hristos i-a tras atenția. Și Domnul Iisus Hristos o ia model și spune, uitați-vă la văduva aia săracă, dar insistentă, plină de pasiune, plină de râvnă, plină de entuziasm, nu s-a lăsat până nu i-a făcut judecătorul dreptate. L-a uimit inclusiv pe Domnul nostru Iisus Hristos. Învățătură de aici. Nu te da bătut niciodată. Nu te, când este vorba de Dumnezeu, când ești în relație cu Dumnezeu, nu te da bătut niciodată în fața niciunui obstacol. Fii insistent, fii pasional, fii cu râvnă. Să vă citesc cuvântarea de 30 de secunde a șefului Coca-Cola. Coca-Cola, ați auzit de Coca-Cola. Poate că a și băut. Nu-i prea sănătoasă, dar e bună. Fiți atenți ce zice șefului Coca-Cola.
Imaginați-vă, ne-am scris, imaginați-vă că viața, imaginați-vă viața ca un joc cu 5 mingi aruncate în sus. Mingile sunt munca, familia, sănătatea, prietenii și Duhul. Toate aceste mingi trebuie să le ții în aer. 5. Curând vei înțelege că munca e ca o minge de gumă. Munca e ca o minge de gumă. Dacă o scap, se va lovi de pământ, dar va sări înapoi la tine. Munca. De asta nu scap niciodată. Dacă ești normal și sănătos, de asta nu scap. Chiar dacă îți pică, ea se întoarce, că nu poți fără muncă. Dar auzi ce zice asta mai departe. Dar celelalte patru, familie, sănătate, prietenii și spiritul sunt din sticlă. A spus el. Mingile alealte patru sunt din sticlă. Dacă le scape vreuna, pentru totdeauna vor fi distruse. Nu vor mai fi la fel. Și continuă, el zice, trebuie să înțelegi asta și să lupți cu entuziasm pentru aceste valori. Lucrează, zice șeful ăsta mare, lucrează eficient în timpul orelor de serviciu, dar păstrează-ți timp și pentru restul. Dă timp suficient pentru familie, prieteni, spirit și odihnește-te cât mai bine și încheie el așa. Zice așa, valoarea are valoare numai dacă valoarea ei este valorificată și eu zic, amin. Și ăsta nici nu cred că e creștin. Nu cred că a fost creștin sau e creștin. Și spune, valoarea are valoare numai dacă valoarea ei este valorificată. Fraților, adaug eu de la mine acum, sau poate că de la Duhul lui Dumnezeu chiar. Valorile pe care le avem, toate astea care le avem, care sunt de sticlă, care sunt de sticlă valoroasă, trebuie însă să le administrăm nu oricum, ci cu pasiune. Amin. Problema lui Ioas este că avea la dispoziția lui viitorul. Și s-a oprit la jumătate. Putea să biruiască, dar s-a oprit la jumătate din lipsă de pasiune. Și ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 1 cu 6, ei scrie lui Timotei și spune, înflăcărează darul care este în tine prin punerea mâinilor mele. Amin. Amin. Știți care este mesajul acela? Pavel îi scrie asta unui tânăr pastor, e adevărat. Însă care este mesajul pe care Dumnezeu îl dă tuturora? Dumnezeu are nevoie de biserici înflăcărate. Dumnezeu are nevoie de predicatori înflăcărați, cu entuziasm. Dumnezeu are nevoie de tineri cu entuziasm. Amin. În alte cuvinte, frați și surori și stimați ascultători, trebuie să devenim înflăcărați. În tot ceea ce facem pentru Dumnezeu și nu numai, trebuie să facem cu pasiune. Amin. Amin. Ralph Waldo Emerson a trăit și a murit, mă rog, din 1803 până 1882. Ăsta a fost un poet și eseist american. Un filozof. Nu știu dacă a fost creștin, n-a fost creștin, nu-i treaba mea aia. Însă auziți ce scrie tipul ăsta, că foarte cunoscut în America a fost? Zice așa, americanul. Nimic măreț nu a fost obținut fără entuziasm. Entuziasmul este mama efortului. Iar fără el nimic măreț nu a fost realizat vreodată. Amin. Fiate, mâine dimineață, peste câteva clipe vom pleca de aici. Peste câteva minute vom pleca de aici. Însă, fiate, dimineață când te trezești, nu uita să fii entuziast. Hai să vă dau traducerea biblică. Dimineață când te trezești, nu uita să fii enteos. Plin de Dumnezeu. Dimineața când te trezești, Doamne Domnule, te duci la școală, te duci la baie, te duci la bucătărie, de oriunde te duci, dimineața când pleci la serviciu, la odihnă, fii atent, tot ceea ce faci, trebuie să faci cu bucurie și cu pasiune. Nu uita, dimineața când te trezești, nu uita să fii entuziast, pentru că atunci când ești plin de pasiune, ai favoarea lui Dumnezeu asupra ta. Atunci când ești plin de pasiune, vin binecuvântările lui Dumnezeu asupra ta și vei deveni biruitor și vei înfrânge orice obstacol care stă înaintea ta. Nu te opri doar la 3 săgeți, du-te la 6. Fi
Fii cu pasiune pentru Dumnezeu. Fii cu pasiune pentru cei de lângă tine. Unii știți ce s-a întâmplat cu noi? Ne-am pierdut entuziasmul cu privire la viață. Ne-am pierdut entuziasmul cu privire la jobul care l-am, la serviciul care l-am. Și ce s-a întâmplat cu unii dintre noi? Ne-am pierdut entuziasmul cu privire la căsnicie, la copii, la prezent, la viitor. Unii dintre noi ne-am pierdut entuziasmul cu privire la părinți. E obligația lui să mă crească. M-a făcut să mă crească. Lipsiți de entuziasm. Plictisiți. Să vă mai spun o chestiune foarte importantă. Dumnezeu nu ne-a creat să devenim rutinați. Și Dumnezeu ne-a creat să devenim entuziasmați. Acum depinde ce alegem. Vedeți, și anul acesta este o alegere pentru noi. La început de an, Dumnezeu pune înaintea noastră două căi. Calea rutinei, a obișnuinței, a plictiselii și calea entuziasmului, a pasiunii. Elisei se uită la Ioan și spune, nu trebuia să te oprești, trebuia să fii pasionat, trebuie să înveți să fii rutinat. Fii atent. Trebuie să înveți să fii pasionat, nu rutinat. Vă rog să rețineți o chestiune foarte importantă. Tot ceea ce faci, începând cu astăzi, cu acum, fă cu pasiune, pentru că ocaziile speciale în viață sunt rare și nu știi care e momentul decisiv. Pentru Ioas, ăla a fost momentul decisiv. L-a avut o singură dată. Pentru că n-a avut pasiune, a pierdut șansa. S-a dus și n-am mai venit niciodată. Să vă spun o chestiune, dar să nu o spuneți la nimeni. Vă rog, promiteți că ține secret. Mulțumesc. Alaltă ieri stăteam de vorbă cu soacrele mele, că eu am două. Dați-mi la mine. Amândouă sunt văduve, soacra mea și mama ei, amândouă sunt văduve și le-am adus de la Lucruș la Timișoara. Și joi am fost la Arad, de-aia am simțit de aici, am avut o slujbă acolo și mulțumesc că m-am îngăduit să mai plec din când în când, tot mai rar o să plec. De asta am stat asta aici toată ziua ca să recuperez, nu o supărat. Și am fost joi la Arad și la terminare am fost la o slujbă la Alt FM, la un post de radio, strângere de fonduri și pe mine m-au chemat să predic și la terminare niște creștini m-au dus la un restaurant. Mie îmi place la restaurant. Altora nu vă place la restaurant, mie încă îmi place la restaurant. Și m-am dus la restaurant și la terminare zic, mă, vreau să comand o pizza să duc și la fetele mele de acasă. Am ajuns târziu la Timișoara pe la orele 12 și ceva și nici n-am știut eu că îmi dă o pizza extra large. Da, mă rog, m-am descurcat în stare și am dus-o acasă și dimineața ne-am întâlnit cu fetele, adică nu, că la amiază ne-am întâlnit cu fetele. Cu Sofie și cu mama Indy. Sofie are 72 de ani, sau 73, și Indy, mama ei, are 92 de ani. Fete bune. Și zic, vă rog să mâncați pizza. E adevărat că era rece, dar bună și rece. Și am stat cu Sofie la masă și cu mama. Și mi-a zis Sofie o chestiune care vreau să vă spun, dar vă rog să nu mă ziceți că v-am spus. Și mi-a spus așa. Deci, măi, Damian, deci noi când eram acasă la Lugoș cu Fabi, când trăia Fabi a murit acum 2 ani. Deci, măi, eu niciodată nu i-am cumpărat pizza. Păi parcă m-a lovit. Deci noi nu ne-am permis așa ceva. Noi n-am avut curajul să ne ceară. Ei trăiau din pensie, de 20 de ani, aproximativ 15-20 de ani sunt în pensie. Și ce mi-a spus Sofie? Acum îmi pare rău că n-am cumpărat pentru tata Mitru, tatăl ei, și pentru Fabi, soțul meu, că nu mi-am cumpărat și eu din când în când câte o pizza sau câte un mof. Știți că m-a durut chestia asta?
nu-și permitea o financiar. Și care m-a vrut? Și ce vă spun, de ce vă spun povestioara asta? Sunt unele ocazii pe care le ai o singură dată în viață. Cumpără-i, Domnule, pizza din când în când. Vorbesc foarte serios. Du-o la restaurant din când în când. Domnule, n-ai bani, vină la mine că-ți dau eu bani. Facem colectă aici. Amin. Vorbesc foarte serios. Mă, nu exagerați. Însă, învățătura pe care vreau să o învățăm în această seară este fundamentală, frați și surori. Împăratul Ioas, din lipsă de entuziasm și pasiune, a pierdut în loc să câștige. Și fiți atenți că principiul acesta se aplică la fiecare dintre noi. Lecția săgeților este fundamentală pentru fiecare dintre noi. Ilie, din lipsă de pasiune pentru Dumnezeu, a fost înlocuit. La un moment dat, Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și ce răspunde Ilie? Am fost plin de râvnă. Și Dumnezeu spune, ce faci, bă, Ilie, aici? Și să răspunde la fel. Zice, am fost plin de râvnă. Am fost plin de râvnă. Și spune Dumnezeu, da? Te înlocuiesc. Te duci și lungi în locul tău pe biserică. Când ești lipsit de pasiune, când ești lipsit de entuziasm în tot ceea ce faci, Dumnezeu n-are nevoie de tine. Te înlocuiește. Dumnezeu are nevoie de tine, înflăcărat, Dumnezeu are nevoie de o biserică entuziasmată, entuziastă. Amin. Amin. Nu te mulțumi cu mediocritate în viața ta spirituală și nici în viața ta familială. Nu te mulțumi cu mediocritate nici în viața ta la slujba ta. Noi trebuie să fim enteos, adică posedați plini de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vă mai dau încă un exemplu cât de periculos este să fii lipsit de entuziasm. Biserica din Efes și Laodicea, din Apocalipsa 2 și 3, au fost descalificate tocmai pentru că nu aveau pasiune pentru Dumnezeu. Nu erau incandescente. Să vă spun ceva. O biserică lipsită de pasiune nu-i pe placul lui Dumnezeu. O biserică lipsită de incandescență Dumnezeu nu poate folosi. O biserică, virgulă, căldicică, Domnul o scuipă din gura lui, n-are nevoie, zice Domnul Iisus, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Termenul grec este mult mai dur, spuneam, să te vomit din gura mea. Și de ce? Erau lipsiți de entuziasm. Lipsiți de pasiune. Doamne, iartă-ne de păcatul acesta. Lecția săgeților este fundamentală pentru fiecare dintre noi. Franklin Jensen este un foarte celebru pastor. Liviu Negoi îl cunoaște bine, îl iubește bine și i-a învățat predicile pe de rost. Ni le spune și nouă și sunt foarte bune din când în când. Însă mi-a zis soția mea că a ascultat o predică a lui Jensen ăsta, lui Franklin Jensen, din textul acesta, îi spune, mi-aduc aminte doar de titlu. Și titlul predicii lui, doar atât știu, din predica aceea era așa. If you do it, do it with passion. Dacă o faci, fă-o cu pasiune. Asta era titlul predicii. Pentru că Ioan s-a oprit la jumătate, trebuia să meargă până la 5 sau 6 lovituri cu săgeata. Și atunci i-ar fi nimicit pe toți dușmanii lui. Fii atent în încheiere. Te rog să notezi adevărurile acestea. Când lucrezi, lucrează cu pasiune. Când iubești, iubește cu pasiune. Când trăiești, trăiește cu pasiune. Nu fi mediocri, nu fi căldicel, că n-are nimeni nevoie de așa ceva. Vei pierde. Fii atent, când predici, predică cu pasiune. Când te rogi, roagă-te cu pasiune. Când dăruiește cu pasiune. Spune Biblia că pe dătătorul voios îl iubește Dumnezeu. Adică, fii cu pasiune. Când dai lui Dumnezeu, când îți dai zeciuiala, fă-o cu pasiune. Dăruiește cu pasiune. Nu fi doar rutinat, ci trebuie să fii pasionat. Doamne, ajută-ne la aceasta. Fraților, când nu mai suntem pasionați, când nu mai suntem entuziași, începem să nu mai trăim, ci doar să existăm.
Vedem, când în căsătoria ta, în căsnicia ta, în relația ta, nu mai există entuziasm, începe să moară. Nu lăsa. Enteos înseamnă plin de Dumnezeu. Lecția săgeților este fundamentală pentru fiecare dintre noi. Nu te mulțumi doar să existi. Ci pune în relația ta, în ființa ta, în închinarea ta, în tot ceea ce faci, pune entuziasm. Pune pasiune, pune râfnă. Că Dumnezeu nu are nevoie de am fost plin de râfnă. Și ce? Cu asta zice Dumnezeu. Te înlocuiesc, n-am nevoie de tine. În urmă cu câțiva ani am citit-o, pardon, am răsfoit. O carte, am cumpărat o carte și pe... No, când iei o carte, citești coperțile întâi și m-am dus pe coperta din spate. Și acolo scrie așa, despre autor. Fost președinte. Serios, așa scrie. Tot spatele cărții, coperta din spate, era de titluri pe care omul acesta le-a avut. Fost decan. Fost profesor. Fost secretar general. Fost. A spus, ăsta este un mare fost. Un mare fost. Care nu mai interesează pe nimeni absolut ce a fost el. Pe Dumnezeu nu-L interesează ce ai fost. Și pe Dumnezeu îl interesează să fii plin de râvnă pentru El. Fii plin de râvnă, zice Domnul Iisus unei biserici, tot în Apocalipsa, și pocăiește-te. Adică fii plin de pasiune pentru mine, pentru pocăință. Fii atent. Fii bucuros că ai sănătate. Fii bucuros că ai casă. Fii bucuros că ai soție, soț. Fii bucuros că ai masă. Fii bucuros că ai servici. Bucură-te că ești în viață. Fii entuziast, nu fii plioștit și morcovit și tristoman. Fii bucuros, fii enteos, lecția săgeților. Asta ne învață. Să nu te oprești doar la trei. Fii cu pasiune și dacă o faci, fă-o cu bucurie. Amin. În urmă cu parcă vreun an în America s-a produs un miracol frumos pe râul Hudson se numește. Un avion a avut probleme și a trebuit să aterizeze pe apă. Și poate că mai știți incidentul și l-ați văzut că a fost mare, mare eveniment în America și în întreaga lume. Piloții au devenit eroi naționali, categoric și meritau asta pentru că au reușit să aducă avionul pe apă și au aterizat pe apă și nimeni nu s-a anecat. Toți au scăpat cu viață, 60 de pasageri salvați din avion. Unul era ud, leoarcă și bineînțeles că au venit ăștia echipajele de televiziune și l-au întrebat, ce ai simțit? Bă, ăla care a fost salvat de la moarte, mă rog, din avion. Și zice tipul așa. Era ud și durdeia și zice așa. Înainte eram viu. Acum realmente sunt viu. Sunt viu cu adevărat. Să vă traduc. Până acum existam. Eram viu, dar nu mă bucuram. Acum mă bucur că sunt viu. A început să-și condimenteze viața cu entuziasm. Și a dat seama că viața este frumoasă și nu o poți trăi oricum dacă vrei viața într-adevăr să o simți din belșug și să fie după voia lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să privim cu entuziasm la viață. Vreau să vă întreb, fraților, noi suntem vii? Vii cu adevărat sau doar există? Când vii la biserică, cum vii? Asta e o întrebare foarte importantă. Vii cu entuziasm? Sau mă duc aici șase iată să mă rog. Nu veni atunci. Stai acasă. Avem locuri mai multe. Dacă vii la închinare, vino cu bucurie. Vino cu pasiune. Vino cu dragoste. Vino că doar așa îți va vorbi Dumnezeu. Amin. Și mi-a spus o soră azi dimineață, la ușă. Adică la amiaz. Spune, a dat doamna cu mine și a spus, frate Daniel, abia m-a așteptat să vin la biserică. Și a spus, băi, asta este, băi, asta este o femeie entuziastă. Fraților, așa se vine la închinare. Nu. No. Nu vede, nu fac ce faci? Îl ascult pe Cătălin.
Fraților, aduceți în viața dumneavoastră pe Enteos. Fii posedat de Dumnezeu. Fii binecuvântat de Dumnezeu. Și Dumnezeu să te ajute la aceasta. Ați asistat unii, eu de dragul soției mele, obligat? A trebuit să asist și eu la Vocea României. Din când în când. Din când în când. A trebuit să asist la Vocea României. Ceea ce mi-a plăcut însă acolo. Realmente am învățat ceva. Că dacă vrei, poți să înveți. Aproape de oriunde. Și am învățat o chestiune foarte importantă de la cei erau în jur acolo. Dacă nu cânți cu entuziasm, ăsta era mesajul. N-ai ce căuta acolo. Nu te primește nimeni. Adică odată și formă sictiv, out. Ești dispar. Fraților, cum credeți că gândește Dumnezeu? Adică crezi că Dumnezeu primește orice închinare, primește orice lucrare, știi? O fac așa. Nu. Dumnezeu n-are nevoie de plictisiți. Dumnezeu n-are nevoie de oameni lipsiți de râvnă sfântă. Și Dumnezeu are nevoie de oameni entuziași, de tineri înflăcărați, care să laude, să-L slujească de pastor, de diacon, de comitete, de oameni înflăcărați, plini de entuziasm, care să nu se oprească la 3, ci să lovească până la 6 și până la 7. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să ne ridicăm. Și așa să încheiem slujba aceasta cu rugăciune. Eu la 8, fără 3, 2 minute. Nu mă încărcez. De tine depinde cum îți vei trăi viața. Rutinat sau pasionat? Ai soț? Fii entuziastă. Ai soție? Fii entuziastă. Ai soție? Fii entuziastă. Ai părinți? Bucură-te! Că dacă nu i-ai avea, ai vedea. Ai copii? Fii entuziast. Că dacă nu i-ai avea, ți-ai dorit copii din toată inima. Ești în biserica stânca? Fii entuziast. N-avem nevoie de oameni care au fost cu râvnă. Noi avem nevoie de oameni care sunt cu râvnă pentru Dumnezeu. Învață de la lecția săgeților. Te rogi? Roagă-te cu pasiune. Declamă cu bucurie. Fii la casa Domnului, nu veni oricum. Că nu-i primit oricum. Vino cu pasiune, vino cu dragoste, vino cu entuziasm. Învață de la Ioas și de la Elisei lecția săgeților. Doamne, ajută-ne. Te închin. Nu te închin oricum. Că nu-i primit. Închină-te cu pasiune. Mâine te duci la servici sau săptămâna următoare te duci la servici, fă-o, lucrează cu pasiune. Mâine stai în post, fă cu pasiune postul acela, altfel nu-l fă, că nu-l primește Dumnezeu. Dacă faci ceva, fă cu pasiune. Pentru că în pasiune îl ai pe Dumnezeu partener. Primești favorurile lui Dumnezeu asupra ta. Slavă lui Dumnezeu. Noi suntem la masa Domnului. Fii atent. Știi de ce a murit Iisus Hristos pentru noi? Pentru că ne-a iubit, dar nu oricum, ci cu pasiune. De-aia a murit Iisus Hristos. Și când ți-a dat Domnul pocăință, ți-a dat o pocăință plină cu enteos în ea, adică cu entuziasm. Când îl iubești pe Iisus Hristos, nu-l iubi oricum, ci cu înflăcărare iubește. Vrem să ne apropiem acum de masa Domnului. Însă înainte de asta, aș vrea să ne rugăm, dacă îmi permiteți. Aș vrea să avem câteva momente de rugăciune. Ai în această seară ocazia să pleci de aici, în 2 ianuarie, dar să pleci de aici cu lecția săgeților bine învățată. Ai ocazia acum, ca și Ioas altădată, să lovești de 6 ori, nu doar de 3 ori. Trăiește-ți viața cu bucurie, cu pasiune, în numele Domnului.
lui Iisus. Iubește pe Iisus Hristos și jertfa Lui cu pasiune. Închină-te. Fii sfânt cu pasiune. Nu din obligație, din dragoste. Aș vrea să-mi permit să mă rog pentru tine și formă noi vom apropia de masa Domnului. Eu nu știu cum ți-a fost viața până acum. Însă Dumnezeu, prin lecția săgeților în această seară, te cheamă să devii enteos, plin de Dumnezeu, plin de dragoste, plin de sfințenie, plin de har. Și dacă până acum știi că ți-a lipsit toate acestea, ți-a lipsit râvna pentru Dumnezeu, pentru jertfa Lui, ți-a lipsit motivația, ți-a lipsit înflăcărarea, entuziasmul, schimbă lucrul acesta, poți, de tine depinde. Nu te mulțumi mediocru, nu te mulțumi submediocru. Devino entuziast. Învață în acea seară de la Ioas. Și învață de la Domnul Iisus Hristos când faci ceva, să faci cu pasiune. Și vei avea favoarea lui Dumnezeu peste tine. Permite-mi să mă rog pentru tine. Poate că ești la răscruci de drumul și nu știi încotro să apuci. Te chem în această seară să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Te chem în această seară să-ți predai inima ta pentru totdeauna lui Iisus Hristos. Te chem să spui după mine, Doamne Iisuse, spală-mă și pe mine prin sângele Tău de orice păcat. Doamne, vreau să fiu de acum plin de râvnă și de entuziasm pentru împărăția Ta, pentru numele Tău, pentru familia mea, pentru biserica ta. Și aș vrea tot să stăm în rugăciune și te rog, dacă ai nevoie de entuziasm, dacă ai nevoie de râvnă, dacă ai nevoie de mântuire, ridică o mână. Eu mă voi ruga pentru tine. Amin. Aleluia. Doamne, peste tot ce au ridicat o mână, chem putere prin Duhul Sfânt de entuziasm. Peste toți cei ce au ridicat o mână, Duhul Sfânt pun numele lui Iisus Hristos peste ei. Și peste toți cei ce au ridicat o mână, chem curățirea în sângele Tău peste ei. Și Doamne, atinge-te de ei. Și mulțumesc că vor pleca de aici plin de Tine. Posedați de Tine. De Duhul Tău cel Sfânt. Conduși, controlați, transformați. Mulțumesc că vor fi alți oameni de acum înainte, pentru că Tu le dai și voința și înfăptuirea. Acum când ne apropiem de masa Ta, fie-ți milă de noi. Mai spală-ne odată și transformă-ne prin sângele Tău, Iisus, prin sângele Fiului Tău, Iisus Hristos.